A început etapa de reînscriere a copiilor care au frecventat grădinița și vor să continue și anul școlar viitor. Prima etapă de înscriere a celor care acum încep grădinița va debuta pe 30 mai. La nivelul județului Olt este propusă formarea 34 de grupe mici la grădinițe cu program prelungit, iar la cele cu program normal vor avea în anul școlar viitor 127 de grupe mici. Actele de înscriere sau reînscriere la grădiniță pot fi transmise prin e-mail, telefonic sau fax. În anul școlar 2022-2023 se derulează succesiv următoarele etape. Prima, reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învățământ în acest an școlar și care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2022-2023. Iar a doua, înscrierea copiilor nou veniți. Cât despre înscrierea mult așteptată de părinți, cea la creșă, mâine va fi publicat calendarul depunerii dosarelor, ca de altfel și criteriile de înscriere. Exact ca și în cazul grădinițelor și la creșă, vor fi două perioade, respectiv preînscriere, ulterior înscriere. Zilele acestea urmând să avem o discuție cu directorii creșelor și să stabilim un program și, bineînțeles, procedura de înscriere. La grădiniță pot fi înscriși copii cu vârste între 3 și 6 ani, iar în limita locurilor disponibile și copii de 2 ani. An de an, goana pentru un loc la creșă sau la grădiniță este una acerbă, asta din cauza numărului insuficient de locuri în instituțiile de învățământ preșcolar.